Bun găsit, doamnelor și domnilor! Iată din nou împreună aici la Trinitas TV într-o nouă ediție de Bucuriile Vieții. O iubitoare de frumos, un om care aduce bucuria prin simpla sa prezență. Un om pentru care bucuria a devenit și meserie. A înțeles că teatrul nu este doar spectacol, ci uneori poate deveni terapie. Doamnelor și domnilor, astăzi la Bucuriile Vieții alături de mine actrița Rodica Mandache. Bine ați venit și vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Și eu sunt încântată. Doamna Mandache, într-un interviu mai din trecut, ați declarat că un om este uitat cu adevărat atunci când nimeni nu-și mai aduce aminte de el. V-ați simțit vreodată uitată? Nu știu dacă m-am simțit uitată, că n-am contorizat asta, dar am fost mereu înfricoșată că pot fi uitată. Și din cauza asta am muncit mai mult și m-am strofocat mai mult să fac lucruri ca să... În primul rând, te uiți tu pe tine, pentru că nu mai ești căutat, nu mai ești rulat, nu mai ești... Din diverse motive, chiar și foarte tânără fiind, și chiar dacă ți s-a spus că ești bun, tot sunt pauze, sunt uitări și înveți din dreapta și din stânga ce trebuie să faci în clipa când ești în umbră. Ce înseamnă pentru un artist, pentru un actor uitarea? Să nu joci în spectacole mari, bune, să nu fii căutat de regizori. Cred că cea mai mare bucurie a mea a fost când, la o vârstă coaptă, regizorul Radu Afrim a pus reflectoarele pe mine. Pentru 4 întâlniri am avut noi. Și asta și acum este pentru mine ceva care lucrează la identitatea mea și la... Sună prea pompos, dar așa e, la valoare. Și dacă tu îți recepționezi valoarea văzută prin cineva ca el, de calitate, atunci drumul tău e, în viață e mai... are o comoditate sufletească. V-a dat încredere până la urmă. Încredere ai. Orice actor din prima secundă, când joacă în primul spectacol și debutează, el încredere are în el. Dar încrederea asta ar trebui mariată cu încrederea altora. Pentru că există mai multe liste. Lista ta de valori, lista lor de valori și lista publicului, care e cea mai importantă, după părerea mea. Dar poți să joci cu sala plină 7 ani de zile un spectacol și lumea artistică să nu te primească. Cât credeți că are nevoie un actor ca proporție, talent și cât, până la urmă, pregătire? Muncă. Muncă. Se poate una fără alta? 75%, 80%, 90% e muncă. Că cu numai cu talentul n-ai ce să... Dacă nu poți să ajungi în meseria asta decât dacă ai talent. Dar după aceea nu poți să rămâi decât dacă muncești. Acolo se vede diferența. Da, acolo se vede diferența. Doamna Mandache, sunteți născută în inima Moldovei. La Iași, Iași. Da. Vă este dor de orașul copilăriei? Absolut tot timpul, pentru că nu e un oraș oarecare, nu e un oraș din care am vrut să fug, nu e un oraș mediocru, e un oraș academic, e un oraș cu oameni foarte speciali. De ce sunt ei speciali? Au o foame de lumină, de cultură, o foame de să știe. Asta este o calitate a ieșenilor, a moldovenilor. Unică, să am doresc. Putea spune. Nu cred. Și de asta au și fost atâția oameni mari pe care i-a dat orașul.
și mi-e dor pentru că e un oraș bun, benefic. În clipa când mă duc, acum mă duc cu treabă tot timpul, te îmbrățișează și simți că faci parte de undeva minunat, ca dintr-o poveste. Ce amintiri vă leagă de acest oraș minunat, Iași? Totul. De la copilărie, tot, nu, studenție? Totul, tot ce am învățat. În primul rând că am învățat la niște școli cum eu n-am mai întâlnit în viața mea, cu profesori care erau ca niște actori uluitori. Cred că mi-am dorit să fiu actriță sau m-a ajutat să fiu actriță și faptul că profesoarele de române erau niște actrițe care își țineau lecția într-un fel, aveam temperatură la lecții. Atât de extraordinare erau. Era o școală de fete, doar să înțeleg. La Oltea Doamnă, da. Era o școală de fete și asta era bine, pentru că te simțeai frustrat de ceva și în același timp erai apărat. Și aveau sensul lor toate lucrurile care... Toate lucrurile au un sens. Toate lucrurile. Spuneam de anii copilăriei pe care i-ați petrecut la Iași, dar... Tot acolo vi s-a sădit în inimă și dorința aceasta de a fi actor. Ce altă meserie credeți că vi s-ar fi potrivit în afară de cea de actriță, dacă nu ajungeați să deveniți actriță? Pentru că știu că în acele vremuri, oricum, era și destul de grea admiterea la facultatea de actorie. Da, era grea. Greu a fost tot timpul. Nu știu dacă aș fi fost în stare să fac ceva, pentru că nu sunt disciplinată, nu sunt ordonată, nu am rigoare, sunt plină de defecte, dar în meseria asta toate lucrurile astea au devenit calități. Și atunci, știu eu, oricum în viața mea, pe parcurs, când am crezut că nu o să mai fie nevoie de mine, m-am apucat de alte lucruri. Dar știi cum spune Caragiale, cel care nu-i bun în meseria lui, se apucă întotdeauna de altceva ca să facă ceva și mai prost. Nu știu dacă e chiar așa, dar m-am apucat. În 90, când chiar m-am speriat, deși eram și tânără și o actriță destul de apreciată. Cunoscută, apreciată? M-am apucat de altele, de scris, de jurnalism, am scris scenarii, am scris și acum am scris cărți, nu știu cât de bine, dar m-am străduit. De ce vă nemulțumea? Ați simțit că ar trebui să faceți altceva? Nu mă nemulțumea nimic. Brusc, într-o zi, m-am gândit că nu o să fie nevoie de mine. Că nu o să mă mai caute nimeni. Nu o să mă distribuie nimic. Dar era ceva foarte profund. Și m-am și gândit că o să spăl scări. Nu știu de ce era. Mi-e dor de mine din anii 90. Și cred că toată lumea trăiește lucrul ăsta, pentru că eram foarte curați, am luat-o ca un caiet nou de luni, știi cum o luai la școală. Cam așa au fost anii 90 pentru mine și mi-e dor de atunci și am crezut că o să fac multe lucruri, alte, și am și făcut de altfel. Nu știu cât de bine. Ce vă lipsește de atunci? Dacă ar fi să luați așa un lucru din acea perioadă? Acea curățenie pe care o aveam toți, acea candoare sufletească, dorința aceea de bine, puterea de a fi fericit, sunt lucruri care acum lipsesc. N-ați mai regăsit acum puterea aceasta de a fi fericit, de a fi bucuros? O găsești, pentru că te strădui să fii fericit. Dar atunci era... Vremea era fericită. Pentru scurtă vreme, dar vremea a fost fericită.
a fost de naștere, de renaștere, de... exista pe atunci o bucurie în aer și eu nu trebuia decât să o prinzi. Mulți n-am știut să o apreciem. Ba, cred că am fi apreciat-o. Eu nu fac, nu dau vina pe nimeni. Dau vina pe... Eu sunt un patriot adevărat, bun. Și iubesc țara asta și iubesc poporul ăsta. Mult. Dar ne lipsesc atât de multe și nu facem niciun efort ca să ne corijăm. Ne lipsește sacralitatea. Noi, era un italian și nu știu ce clădire am văzut la un moment dat și a zis, aveți atât de puține și nici pe astea nu le respectați și nu le îngrijiți. Așa facem cu toate și cu oamenii și cu... Am fost acum 10 zile, 2 săptămâni la Londra pentru că Angela Gheorghiu a făcut al 34-lea an la Covent Garden. Deci este o româncă, o româncă tânără, frumoasă și extrem de talentată și cu o voce o recunoști în somn. Și ea spune mereu, n-am debutat pe scena operei din București. Cum să ai pe cineva așa, toată lumea să o... Că n-o să ție nici ea la nesfârșit. A trecut prin 30 de ani, 34 de ani, 34, foarte puține tablouri de dive sunt pe perete la Covent Garden și poza ei e cea mai mare. Există acolo. Da, e în Traviata. Cea mai mare mi s-a părut a fi. Ca rama era și... ar trebui să avem celula asta care să se bucure că celălalt e mai deștept decât tine, mai frumos, cântă mai bine și așa mai departe. Dar noi nu. Noi găsim defectele celui care are un lucru. Simți nevoia să fii împreună, să te bucuri. Cum fac și celelalte popoare, să știți că majoritatea așa fac. Știu să-și aprecieze valorile. Păi nu se poate altfel. Am fost în turneu în Rusia și actrița care juca același rol cu mine, ea la ei și eu la noi, m-a plimbat prin teatre și la un moment dat s-a oprit la un perete și a spus, uite-l, uite-l. Era Oleg Strijenov, un mare actor rus, un ceva fabulos. Ceea ce se cheamă rusă alb, la el se vedea o distincție, dar care, ca multă lume de acolo, suferea de alcoolism. Dar el era în cadavru viu al Tolstoi și ea spunea, uite-l, dar știți cum? Ca și cum era o stea de pe cer. Nu interesa că a băut, că era alcoolic, că nu mai joacă, că... Nu! Era mândria ei în fața lui că el s-a născut cu stea în frunte. Și noi nu cred că apreciem... Nu, că așa suntem făcuți. Nu avem nici noi nicio vină. Poate că avem alte lucruri bune, dar asta ne lipsește. Doamna Mandache, ați spus că ați ales actoria. Ce v-a făcut să alegeți actoria? Vă mai aduceți aminte acel gând când v-ați hotărât să urmați facultatea de specialitate? Eu cred că așa m-am născut, că am dorit asta de la începutul începutului. Deci ați fost cu stea în frunte. Nu știu. N-aș vrea să zic așa. Cu dorința de a fi în orașul Iași e foarte ușor să te îndrăgostești de teatru, pentru că este cel mai frumos teatru, cred că printre cele mai frumoase din lume. Când intri în clădirea aceea, plângi și acum plâng. Când am avut un interviu acolo și Irina Păcurariu a avut gentilețea să mi-l facă în
pe scena teatrului, cu teatru văzându-se de jur împrejur, și pur și simplu îmi venea să plâng uitându-mă. Am și fost actriță acolo, cred că 2 ani. A fost locul de debut în teatru? Nu, nu. Am debutat aici, la Național, eu. Am avut noroc, am jucat din anul întâi. Era un profesor fabulos, Alexandru Finții. Nu eram la clasa lui, nu știu de ce m-a luat pe mine, că el avea studente foarte bune. Așa s-a întâmplat. Și am debutat la Teatrul Național cu un rol principal extraordinar de frumos. O piesă a unei doamne, Sidonia Drăgușanu, și anul trecut am și făcut la radio mult, niște povești, un spectacol. Adică m-am reîntâlnit cu ea după foarte multă vreme. Nu poți la Iași să nu vrei să te faci actriță. Era și un teatru foarte bun, erau regizori foarte buni, erau actori foarte buni, era un teatru academic, așa cum am spus. Eram duș tot timpul la teatru. Comunism, dar ne duceau la concerte, la teatru, la operă. Adică era o grijă pentru creșterea tineretului. Și veneau și la noi în sala de sport. Și acum stau și mă gândesc ce or fi simțit balerinii ăia care aveau spectacol acolo, pe un loc așa de mic. Părinții v-au susținut în această idee de a deveni actriță? Mama era foarte severă, extrem de severă și de dură, și n-am îndrăznit să-i spun ei. Dar i-am spus tati, care era cel mai bun om de pe pământ. M-am dus și am spus, dar n-am cerut voie. Pur și simplu i-am anunțat că eu am să plec și o să reușesc. Cum au reacționat? Și asta. Tata era un om foarte bun. Eram un copil care învățam bine. Știau de pasiunea asta. Tot liceul o avea. Și să știți că toate fetele de acum, mai ales că erau așa frumoase, cred că ar fi vrut să fie actrițe. Dar numai eu m-am dus. Ați avut curajul să faceți acest pas până la urmă? Nu știu dacă curaj. Eram convinsă că acolo trebuie să fiu. Curajul e altceva. Eu eram convinsă că sunt viitorul teatrului românesc. V-ați simțit chemarea? Așa sună mai bine. Ce a zis mama dumneavoastră când v-a văzut admisă la facultate? Păi, cred că mama era dură în formă, dar cred că în profunzime, cred că și ea era o natură foarte artistică. Desena, scria, povestea. Era cineva cu stofă de lider, așa, artistic chiar, și la serbări și la... Dar te bucuri când copilul tău e atât de hotărât să urmeze un drum. Nu cred că e vreun părinte care... Chiar și ce... Nu știți, există acel... O splendoare aceea de film, se cheamă Billy Elliot, despre un copil care e într-o comunitate de mineri și vrea să fie balerin. Și era și aproape rușinos, era băiat, nu se ducea la fotbal. E un drum greu pe care îl face și până la urmă se duce la examen. Și tatălui miner și fratele lui, până la urmă, acceptă, merg cu el și îl susțin cu o forță dinăuntru extraordinară. Cred că așa e cu toți părinții și cu toți copiii, chiar dacă sunt împotrivă. Chiar dacă priponesc așa. Iar monologul ăla de sfârșit al băiatului face lumină în relația asta părinți și copii. Pentru că
îl întreabă dacă n-a dat o probă bună și îl întreabă ce simți când dansezi. Nu știu. Sunt așa ca o bucată de lemn și mai am și alte rele, dar dacă încep să dansez, totul se schimbă. Parcă încep să zbor și corpul meu dispare și eu plutesc. Și totul se rezolvă. El așa a răspuns și așa l-au primit și așa a ajuns un mare dansator. Vedeți dumneavoastră, eu, directorul teatrului, directorul școlii, toți cei maturi care înțeleg, au datoria să ajute orice copil să se ocupe de ce are el mai bun ca societatea să fie cum trebuie. Ori dacă nu ai grijă asta, societatea nu o să fie niciodată cum trebuie. Actorii se spune că sădesc în sufletele oamenilor bucurie și, de ce nu, de multe ori e chiar și speranță. Ați simțit vreodată acest lucru, că ați sădit și dumneavoastră bucurie în sufletele oamenilor? Mă gândesc că într-o sală de spectacol, aplauzele sunt cel mai bun feedback sau cel mai cald feedback. Nu, aplauzele sunt ceva plăcut, foarte plăcut, le dorești. Au început să fie foarte zgomotoase, dar că și acum la Covent Garden erau niște fluierături și niște aplauze și strigături și altfel ca altă dată, dar sunt plăcute. Ce spuneți dumneavoastră, că să să schimbe. Aveam un student și la începutul cursurilor totdeauna îi întrebam pe fiecare ce ai făcut, ce ai făcut cel mai rău, un fel de scaun electric, ce ai făcut cel mai bine. Și unul dintre ei, care era și foarte cu minte, mi-a spus că fura din mașini. Paralizez. E șocant că nu știi ce să faci tu și ce să spui tu. Cum să reacționezi. Cum să reacționezi, nu pentru ce spunea. Și zic, cum așa? Și el a zis, eu păzeam. Ceilalți făceau asta și eu păzeam că... Erau și șmecheri, că fiind așa cu minte și mic, nu l-a agățat nimeni. Zic, și cum te-ai lăsat? Am văzut într-o zi un spectacol la televizor care m-a schimbat total. Și atunci am știut ce fac rău și n-am mai făcut. Fiecare spectacol bun. Fiecare spectacol bun poate schimba societatea, oamenii. Fără public nu se poate. Publicul e cel care menține instituția asta și jocul actoricesc și așa mai departe. Au nevoie ei și avem nevoie și noi și atunci simți că se duce un flux spre sală și dacă își face treaba, cum se spune, el se întoarce înapoi și tu înțelegi că ce ai făcut, ai făcut bine. Când nu se întoarce înapoi, e tare rău. Tare rău. S-a întâmplat? Sigur. Sigur. De foarte multe ori. Viața îți dă și bune și rele. Și de greșelile tale le plătești în fel și chip. Dacă ne referim la cel tânăr care a văzut acel spectacol de televiziune, am să vă întreb și eu pe dumneavoastră dacă vă este dor de teatrul de televiziune de odinioară, care se făcea. Mi-e foarte dor. Dar așa cum mi-e dor de 17 ani ai mei, că nu o să mai am niciodată 17 ani, așa că nici la televiziune nu o să mai am parte de ce am avut. Pe mine televiziunea m-a făcut și nu numai pe mine, pe noi toți. Celebritatea prin televiziune a venit
și prin film, dar mai ales prin televiziune și am făcut lucruri foarte, foarte bune. Fiecare după noroc. Spuneați talent, muncă și noroc. Pentru că dacă nu-l ai, nu ai cum să... Am văzut foarte mulți actori care mi se păreau mediocri în clipa când au avut rolul potrivit cu fizicul amploului, au devenit actori foarte dăruiți și foarte iubiți, pentru că erau pe strada lor. Cred că teatru înseamnă totul. Teatru înseamnă înțelegere, înseamnă pace, înseamnă dragoste. E nevoie de teatru ca să-ți primenești sufletul, să-l curăți și să poți începe de la capăt, să uiți lucrurile îngrozitoare. E nevoie de asta. Poate fi teatrul o terapie, cum spuneți? Da, se știe asta, pentru că în închisori, în casele de sănătate, în multe locuri unde nu se rezolvă cu altceva, se rezolvă cu teatru. Mai ales adică în zilele fac noastre. Joacă teatru. Adică e... Mă gândesc că mai ales în zilele noastre și aici cu siguranță ne putem referi la această pandemie prin care cu toții am trecut și trecem și teatrul poate că a fost un pic lăsat mai într-o parte. N-a mai fost Eu nu cred. Timp. Eu nu cred asta. Nu, a trecut și el prin... Pandemia a trecut și el printr-o perioadă grea. Dar eu nu cred că teatru poate păți ceva rău sau să se termine sau să fie lovit sau nu. El trăiește cu așa cum trăiește timpul, cum nu. Eu nu cred asta și cred că pandemia asta a și rezolvat foarte multe lucruri și a lustruit foarte multe răutăți. V-ați adaptat, să zicem, condițiilor din pandemie și n-ați stat chiar degeaba nici atunci când ați stat în casă. Ați scris o carte, spuneați, înainte să intrăm în emisiune. Am scris o carte despre colegul meu, Ovidiu Iuliu Moldovan. Mai scrisesem unul despre un coleg de-al nostru, Ștefan Mihailescu Brăila, care era un geniu și mă bucur că am reușit să le scriu pe amândouă și... Am avut parte prin Dorina Lazăr de o editură Oscar Print care scoate cărți cu vechea boierime română, cu niște cărți despre cum am fost și cum nu suntem, despre femeile române, niște cărți despre clădirile. E o editură extraordinară. Doamna Mandache, care a fost rolul care v-a adus cea mai mare bucurie în viață? Este o întrebare la care nu știu să răspund. Categoric o femeie care are 7 copii, e întrebată pe care îl iubește cel mai mult și cu siguranță are o slăbiciune pentru unul dintre ei. Dar nu spune. Nu spune pentru că e nedrept pentru ceilalți. Există o responsabilitate de care trebuie să ții seama. Eu sunt un om norocos. Din 5 în 5 ani am tot avut câte un rol despre care măcar 2 săptămâni sau 2 luni s-a spus nu mai poate nimeni să-l facă așa. Și așa am și chiar și în ziua de astăzi. Așa că am avut o parte de noroc din cauza lui Radu Afrim, care m-a distribuit în lucruri pe care eu singură n-aș fi știut să le fac. Și mă consideră toată lumea foarte norocoasă. Dinu Cernescu, un foarte mare regizor,
n-a lucrat cu mine cât am fost tânără și frumoasă, a lucrat acum și mi-a dat două roluri extraordinare. Un tramvai numit Dorința, puțin cam târziu, și asta a stânjenit cumva lumea artistică, dar l-am jucat 7 ani cu Casa Închisă și trei generații a Lucii Demetrius, unde am un rol pe care l-am jucat și la 20 de ani, și la 40 de ani, și îl joc și acum, pentru care trei vârste. Și e un mare noroc. Și sunt roluri de succes. Sigur că ar fi putut o actriță din teatru să încerce cum am încercat și eu la 20 sau la 40 de ani. Dar uite că dacă ți s-a dat, e greu să renunți. Poate că ar trebui să fiu elegantă și să renunț. Deci, dar ceva spune și mă și îmbăt așa, adică lasă că pe mine mă vrea. Este un câștig până la urmă pentru noi publicul, pentru că putem să ne bucurăm în continuare de actul artistic pe care îl faceți de fiecare dată într-un mod excepțional când sunteți pe scenă. Păi, dacă am avut prilejul să-l oameni, piese, roluri și spectacole reușite, sigur că devii mai bun. Dacă nu n-aș fi avut, n-aș fi reușit să fiu așa de bună. Eu am trăit din Visul nenopți de iarnă de la televiziune și grație lui Florin Piersic și regizorul Dan Necșulea, eu am trăit 10 ani de zile, pentru că se dădea tot timpul de anul nou și atunci toate generațiile, piesa fiind, uite, nici aia nu vrea nimeni să o recunoască, o trece la piesele bulevardiere, e piesă bulevardieră, dar este genială. Și e un rol foarte bun, foarte, foarte bun, mai ales dacă ai fizicul amploului, adică dacă te distribuie cineva bine. Toate femeile de la 8 ani la 80 se recunosc în personajul ăla. Și atunci au impresia că te plac pe tine. Dar ele sunt îndrăgostite de rol, de ele. Asta este bucuria pe care poate să o aducă o actriță. Să te facă pe tine să crezi că tu ești personajul și să te recunoști, să-l iubești și atunci o bagi și pe actriță în seamă. Ce credeți că v-a avantajat mai mult, filmul sau teatrul, în toate distribuțiile pe care le-ați avut? Mai mult teatru am făcut, televiziunea a fost foarte generoasă, filmul mi-a plăcut cel mai mult, dar nu pot să spun că am avut parte ca altcineva. Am avut parte, dar nu așa încât să spun. Filmul te face celebru. Mi-aduc aminte că am fost chemată la un interviu și în spate rula un film cu mine de la începuturi și până la ultimul rol, care era într-o piesă a lui Afrim, Câtă speranță. Și când am apărut tânără, era un grob plan așa, și atunci cel care făcea emisiunea m-a întrebat ce credea o actriță care arăta așa despre cum arată. Și am zis, o actriță care arăta așa nu știa că arată cum mă vedeam acum. Atunci eram nemulțumită de multe lucruri. Acum era bine. Se spune că tânăra generație de astăzi poate că nu mai este la fel de apreciată de public pentru că nu mai sunt atâția tineri actori talentați. Totuși, colegii din generația dumneavoastră au avut parte și de această promovare a televiziunii publice, astfel încât au devenit, așa cum ne place să spunem în zilele noastre, vedete. În schimb, voiam să vă întreb dacă vă mai este dor de ei, de colegii din generație. Se vor mai naște alții asemeni lor în tânăra generație? Pentru că sunteți și omul care predă la catedră, îi revedeți. La ora asta sunt actori tineri, la fel de buni ca noi. Nu au atâta noroc. N-au noroc de vremuri,
n-au noroc de stabilitate, n-au noroc de o viață în care să ai timp să te bucuri, nu au noroc. Oamenii sunt ca vremurile. Vremurile sunt crunte, grăbite, dureroase și actorii sunt ca atare. Sunt actori tineri incredibil de buni, cel puțin cât noi. Ei mai au un plus, eu făceam institutul de teatru, eram luată la teatru să joc, pe urmă mi se dădea un post, nu conta că în București sau la Iași sau la Târgu Mureș, dar ți se dădea, aveai serviciu, cum se spune, ți se plătea un salariu, pe când ei nu au nimic. Era o siguranță. Adică un stat de drept trebuie să-și respecte copiii viitorul și ar trebui să instaureze o dreptate în ce privește viața lor. Ei n-au cum să fie la fel de buni ca noi. Când eu eram, eu și colegii mei îngrijiți, ținuți în brațe, respectați, admirați, pe când ei sunt fugăriți, le e foarte greu, le este foarte, foarte, eu joc și în underground, joc și cu ei și totdeauna sunt mirată de puterea pe care o au și de puterea de a-și crea un viitor, în primul rând, în ei. E foarte complicat, dar să știți că sunt actori extraordinar de buni. Poate că e de datoria noastră să le acordăm mai multă atenție și, de ce nu, să fie promovați, chiar prin simplu fapt că ne ducem și cumpărăm un bilet la teatru pentru a-i vedea. Corect? Da, dar nu ajunge asta. Trebuie să fie o politică de stat, care să înțeleagă că ei sunt viitorul și de viitor ai grijă. Trebuie să-l îngrijești ca pe o plantă. Să-l uzi, să-l îngrijești, să vorbești cu el, să-i arăți mai ales ce am trăit eu, că e nevoie de tine. Și asta te responsabilizează. Când așa... Ați spus de această îngrijire. Uneori poate că e bine să ne îngrijim și de suflet. Și se spune că moldovenii sunt persoane foarte credincioase. Vă considerați o persoană credincioasă? Da. Mama mea era habotnică aproape. Și dintre tot, noi am fost patru copii și dintre toți patru, cred că eu am fost cea care am fost cea mai aproape de ce ne-a învățat ea și nu numai ea, locul în care stăteam, cartierul în care stăteam, preotul bisericii, era o muncă de cetate, adică copiii înțelegeau ce înseamnă biserică. Eu am spus crezul, ani de zile, după iubite voi Doamne, mă duceam în față la liturghie, în genuncheam și spuneam crezul. Fratele meu umbla cu părintele, cu cadelnița, de jur împrejur. Erau cu totul alte cutume și atunci la biserică, care nu mai sunt. Merg la biserică de câte ori mă lasă timpul, dar nu numai eu, și colegele, prietenele mele, zic, ne întâlnim mâine. Nu, mâine mergem la biserică. Adică sunt, da, sunt și m-a făcut altfel decât foarte mulți alții, credința. M-a ajutat, m-a scos din marasm, m-a făcut să înțeleg, să crezi e una și să studiezi ce se întâmplă cu preotul, cu biserica, cu
e alta. Adică credința e a ta și ți se dă de undeva, de o autoritate pe care nu poți să o controlezi. Și preotul e chiar cineva care îți face legătura asta. Am cunoscut preoți la care am ținut foarte, foarte mult și care au însemnat foarte mult pentru mine. Credeți că este greu în zilele noastre să-ți mărturisești credința atunci când ești actor, când ești artist? Acum e mai greu decât înainte de 90. Ciudat. Da, pentru că acum e meschinizat într-un fel. Totul e la vedere. Și cu boala aceea noastră să vedem numai defectele oamenilor, să nu înțelegi că e cineva care e pe un post și trebuie să respecti acel post de președinte, da? Deci trebuie să-l respecti. Partea cealaltă, că ție nu-ți place, că nu vrei, că nu ți-e simpatic și așa mai departe, aia este cu totul altceva, iar când te duci la biserică trebuie să înțelegi ce ți se transmite prin preotul acela și nu cum e preotul. Este declarat de Patriarhia Română anul acesta ca fiind anul rugăciunii. Mă gândesc că poate aveți o rugăciune pe care o rostiți, poate înainte de a intra pe scenă, o rugăciune personală? Înainte de a intra pe scenă mă rog tot timpul. Prima rugăciune pe care am învățat-o, copil fiind, e o rugăciune de copil și pe aceea o și cânt tot timpul și o și spun în cer departe unde sunt gerașii, Dumnezeu ascultă pe toți copilașii. El e bunul tată, lui copiii plac și de ei nu uită dacă bine fac. Ce frumos! Și acum o spuneți. Da. O și cânt, că aveau un... Și eram actriță, cred. E prima dată în viață când spun, dar mi-aduc aminte că mi-adunam frații și ne așezam în genunchi și eu cântam și ei erau foarte emoționați. Asta înseamnă că aveam putere. Preotul bisericii noastre, care era vis-a-vis așa, avea foarte mare grijă de toți copiii din cartier. O grijă și cu învățătura și cu felul de a se purta și cu... Preoții erau apostolii neamului atunci. Erau săraci. Din ceea ce ați învățat dumneavoastră de la mama, ați reușit să dați mai departe familiei în ceea ce privește credința? Eu n-am fost o mamă bună, eu m-am străduit, dar n-am fost. Fata mea, dacă ar fi acum, ea e regizoare la radio, dacă ar fi acum aici, i-ați spune orice întrebare în ce privește religia, sfinții, sărbătorile, liturgia, orice, ea poate răspunde și n-am învățat-o eu. Și pentru mine e o mirare cum de știe atât de multe lucruri, de unde știe. Poate că are o memorie foarte bună, dar în afară de memorie, eu n-am, adică sigur că am dus-o la biserică, am mers la biserică, i-am spus tot timpul, adică lucrurile simple, dar nu cum a făcut mama cu noi. Mama ne-a învățat ca o academie. Și acum țin minte lumina care era de Paști, când se întorcea de la înviere, că stăteau până dimineață, și când venea, era o luminiță mică și mirosea a prăjiturile cu vin. Erau niște prăjituri speciale. Mirosurile, cam prost. Lumina... obiceiurile, aveam două castroane frumoase. Într-unul era apă cu un ou și un ban de argint. Și ne spunea poveștile, noi am
știam tot. Adică eram niște copii culți în ce privește religia. Și asta îți dădea un mister al sărbătorii. Adică știai că dacă treci prin sărbătoarea aceea, după ești mai curat, mai o iei de la început, și lumea era foarte credincioasă, fără să se ducă la biserică atât de arătat ca acum. Dacă ar fi să mulțumiți cuiva, pentru ce i-ați mulțumit și cui? În afară de Dumnezeu și în afară de mama, tata și cei care m-au crescut, am de mulțumit la atât de mulți și aș face-o cu mare bucurie. Enorm de multă lume mi-a dat un premiu în decursul vieții, făcându-mi ceva, ajutându-mă, învățându-mă, am avut parte de asta. Îmi mulțumesc și mie pentru că am fost vie și am auzit tot bun ce venea spre mine. Unde mai întâlniți astăzi bucuriile vieții? Peste tot. Am o prietenă, Gabriela, care binele pe care îl are de la viață e atât de apăsător, pentru că, într-adevăr, când ești avut sau deștept sau celebru, e greu, trebuie să duci greu, e o greutate. Ea are o greutate a bunului de dus, dar are o generozitate și o deschidere spre lume care este cel mai mare noroc al vieții mele acum, de acum, pentru că trăiesc tot timpul în grădina asta în care ai totul și n-ai nimic. E mare lucru să știi asta, că de fapt n-ai nimic și ai totul. Doamna Mantache, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. De ce vă este cel mai dor? De mine, când eram tânără. Dacă ar fi să dați un sfat tinerilor, ce le-ați spune? Să ajungă să se cunoască, să se bucure de ei, să fie mândri de ei, indiferent ce se întâmplă și ce li se spune. Să, dacă sunt dați afară de undeva, să intre pe sub ușă înapoi, să nu se lase niciodată, să iubească oamenii, să fie deschiși la, și să audă toate relele de pe pământ și să încerce să le îndrepte, să nu se îngrașe și să meargă duminica la biserică, dacă tot suntem la emisiunea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp și ați fost alături de noi astăzi aici la Bucuriile Vieții. Vă mărturisesc că este o bucurie faptul că ne-am întâlnit și iată, în acest puțin și scurt timp, ați reușit să ne mai sădiți acolo încă ceva în sufletele noastre și vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți, pentru frumosul și bucuria publicului. Vă mulțumim! Și eu vă mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Aștept scrisorile dumneavoastră pe adresa redacției, dar și pe adresa de e-mail bucuriilevieții@trintastv.ro. Sunt Iulian Bobârnea și până săptămâna viitoare, când ne revedem la aceeași oră aici pe Trintas TV, vă doresc toate cele bune și nu uitați, bucurați-vă de viață! La revedere!